Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi voi prezenta ce este un optocuplor, voi arăta câteva tipuri, apoi vom vedea cum măsurăm, verificăm cu multimetrul un optocuplor. Iar spre final și o demonstrație practică utilizând un circuit de testare foarte simplu cu LED-uri. Optocuplorul este o componentă electronică ce ajută la transferul unui semnal electric între două circuite, astfel încât să fie izolate unul față de celălalt, izolate galvanic. Simbolul unui optocuplor este acesta, unde pe intrare avem un LED cu infraroșu, iar pe ieșire un fototranzistor bipolar. Aceasta fiind situația clasică, însă în realitate optocuplorile sunt oarecum diferite, esența fiind aceeași. În ce sens diferite? Păi în afară de situația clasică, pot fi două canale într-o singură capsulă sau patru canale într-o singură capsulă. Mai sunt situații când pe intrare pot fi două LED-uri în paralel pentru a putea fi alimentat pe intrare în curent alternativ. Mai avem situația când capsula e cu 6 terminale, însă în ea să fie un singur optocuplor clasic. Avem optocuploare mai rare, tot sub aceeași capsulă cu 6 terminale, unde pe ieșire avem un tranzistor Darlington și, dacă se vede bine, avem acces la baza tranzistorului din exterior, la pinul 6. O altă situație, tot în capsulă cu 6 terminale, unde pe ieșire avem un triac. Aici avem cazul unde pe ieșire avem un tranzistor FET. Mai departe, avem un caz mai rar, unde pe ieșire există două tranzistoare MOSFET în serie cu sursele comune și având acces la drena fiecărui tranzistor în parte. O altă situație foarte asemănătoare cu cazul anterior, unde singura diferență fiind aceea că avem acces la sursa fiecărui tranzistor în parte. Practic, sursa comună a fiecărui tranzistor în parte. Terminalul numărul 5. Cu siguranță mai sunt și alte optocuploare sub alte forme, doar că acestea le-am găsit eu. Însă trebuie să știți că optocuplorul clasic este acesta, cu 4 terminale. În continuare o să vedem cum identificăm terminalele unui optocuplor. Prima dată vom lua unul cu 4 terminale, fiind în capsulă DIP 4. Din câte se vede, în acest colț avem un punct. Acesta ne identifică terminalul 1. Practic de aici pornește numerotarea terminalelor. 1, 2, 3 și 4. Întotdeauna la primele terminale, în zona aceasta, este pus LED-ul cu infraroșul. La primul pin este atașat anodul LED-ului. Pinul numărul 2 în cazul acesta este catodul acelui LED. În partea de sus, pinul numărul 3 și numărul 4, avem tranzistorul bipolar. De terminal numărul 3 avem atașat emitorul tranzistorului, iar de terminal numărul 4 avem atașat colectorul tranzistorului. Să vedem pe următorul. Acesta este cu 6 terminale, din câte se vede, 3 în zona asta și 3 în zona cealaltă. Se numește LDA102. La fel, la aceeași chestie, pinul numărul 1 este notat printr-un punct, în cazul acesta un punct alb, 2, 3, 4, 5 și 6. Și în cazul acesta, pinul numărul 1 este atașat la anodul LED-ului cu infraroșu, iar pinul numărul 2 la catodul LED-ului. Pe ieșire avem un fel următor. Pinul numărul 4 avem emitorul, pinul numărul 5 avem colectorul acelui tranzistor bipolar intern. Excepție că în cazul acesta pinul numărul 6 este atașat la baza acelui tranzistor bipolar. Interesant. Următorul optocuplor, acesta în capsulă albă, se numește 4N30. În cazul acestuia, în interior, pe partea de ieșire, avem un tranzistor Darlington, numai este unul bipolar. Și Darlington, tot din tranzistoare bipolare, sunt compuse, dar în configurație Darlington. Am și clip separat, dacă nu știți ce este un tranzistor Darlington. O să vă atașez în descriere. Arată frumos ăsta albu, interesant. Ca întotdeauna, pinul numărul 1 este notat prin acel punct, da?
Pinul numărul 1 este atașat la anodul LED-ului cu infraroșu, pinul numărul 2 la catodul LED-ului. În partea cealaltă, pinul numărul 4 este atașat la emitorul tranzistorului Darlington. Numărul 5 este atașat la colectorul tranzistorului Darlington. Și pinul numărul 6 la baza tranzistorului. Da, și cam așa arată acest optocuplor cu 6 terminale, în capsulă DIP 6. Și ultimul optocuplor pe care îl am în capsulă DIP 8 se numește LDA203. În cazul acesta avem două optocuploare într-unul singur. Ca întotdeauna, pinul numărul 1 este notat prin acel punct. Avem nociul respectiv, regăsite de regulă la integrate, asta ca să ne arate de unde începe pinul numărul 1. Dar oricum noi ne luăm după acel punct. Cam toate, nu știu dacă sunt o cuploare ca să nu aibă acel punct. Punctul de aici ne indică pinul terminalul numărul 1 din zona asta. În cazul acesta, pentru că avem un optocuplor dublu, pe intrare avem două LED-uri cu infraroșu. Terminalul numărul 1 este atașat la anodul primului LED, terminalul numărul 2 la catodul primului LED, terminalul 3 la anodul LED-ului secund, iar terminalul numărul 4 la catodul LED-ului secund. În partea de sus, pe ieșire, pinul numărul 5 este atașat la emitorul tranzistorului bipolar secund, terminalul 6 la colectorul tranzistorului secund, terminalul numărul 7 la emitorul primului tranzistor, iar terminalul numărul 8 la colectorul primului tranzistor bipolar. Și cam aceasta este identificarea terminalelor optocuplorilor de față, cele pe care le am eu. Din păcate nu pot să ridic mai sus microscopul să se vadă mai de la depărtare. Deci 817, LDA102, 4N30 și LDA203. Mai departe, să vedem cum măsurăm cu multimetrul acele 8 cuploare pe care le-ați văzut anterior. Vom începe cu acesta de față, în capsula DIP 4, se numește 817. Bineînțeles că putem măsura LED-ul de pe intrare și dacă avem continuitate pe tranzistorul de pe ieșire. Prima dată selectăm multimetrul pe măsurarea diodei. Deci acel LED se află pe intrare, unde pe pinul 1 avem anodul, iar pinul 2 catodul. Trebuie să avem o cădere de tensiune de aproximativ 1,07 V. De obicei între 1 și 1,2 V, specific unui LED cu infraroșu. Hai să punem invers acest optocuplor. Și nu trebuie să avem continuitate, indiferent de cum punem sondele. Nu vrea să stea acel optocuplor. Îl luăm pe următorul, LDA102. În cazul acesta, între pinul 1 și pinul 2, trebuie să avem o cădere de tensiune. Selectăm pe măsurarea diodelor, anod pe pinul 1 și catod pe pinul 2. O cădere de tensiune aproximativ 1,16 V. Este bine. Pinul 3 este neconectat. Pe partea cealaltă, avem pinul 4, pinul 5, pinul 6. Lăsăm tot pe diodă în cazul acesta, deoarece avem baza acelui tranzistor conectat la pinul numărul 6. E un tranzistor bipolar NPN. Între colector și emitor nu trebuie să avem nicio cădere de tensiune, indiferent de polaritate. Însă, pentru că avem baza conectată la pinul 6, plus pe bază și minus pe colector, da, e bine, sau emitor, avem o cădere de tensiune, specific unui tranzistor bipolar. Bineînțeles, minus pe bază, plus pe colector sau emitor, nu avem nicio cădere de tensiune. Luăm pe următorul. Acesta, în capsulă DIP 6, de culoare albă, ca de obicei LED-ul este pus între terminalele 1 și 2,
anod terminal 1, catod terminalul 2, deci plus aici și minus pe terminalul 2. Avem o cădere de tensiune 1,06 V. Specific unui LED cu infraroșu. Invers, nu trebuie să avem nicio cădere de tensiune. În regulă. Îmi pare rău că nu am un optocuplor defect. Ar fi fost mai interesant la testări. Invers. În cazul acestei optocuplor 4N30 avem un tranzistor Darlington. Ca de obicei, între emitor și colector nu trebuie să avem nicio cădere de tensiune, indiferent de polaritate. Dar, pentru că în cazul acesta baza este conectată la pinul 6, trebuie să avem o cădere de tensiune între bază și emitor. Baza emitor trebuie să fie o cădere de tensiune mai mare, exact, de 1,38 V. Iar între bază și colector, o cădere de tensiune de 0,75 V. Minus pe bază și plus pe emitor. Acum nu știu dacă în cazul acesta există acel rezistor. Nu există. Ca la celelalte tranzistoare Darlington de putere mare sau medie. Luăm următorul optocuplor pe care l-am. Unul dublu LDA203. Pe intrare avem două LED-uri cu infraroșu. Punctul acesta ne indică terminalul 1. Deci avem primul LED aici, deja și învățat. Aici a trebuit să avem o cădere de tensiune, 1,15, următorul LED, de aici până aici, anod catod, 1,15. Dacă punem invers sondele, nu avem nicio cădere de tensiune, ceea ce e normal. Pe partea cealaltă există cele tranzistoare bipolare, dădem pe continuitate. Da. În sfârșit, la final, o să vă arăt cum verificăm cu ajutorul unui circuit de testare a unui optocuplor, mai exact cele patru de față, care le-ați văzut anterior. Este un circuit foarte simplu, un LED pe intrare și un LED pe ieșire, bineînțeles cu acel rezistor de limitare a curentului, calculat pentru a trece un curent maxim de 20 mA și într-o parte și în alta. Bineînțeles că poate fi o valoare mai mare, de 1 kΩ, ca exemplu. Oricum minim aceste valori, de 270 de ohm și 360 de ohm. Să începem cu un optocuplor simplu, foarte răspândit, 817. Vom pune optocuplorul, avem grijă la pinul numărul 1, terminalul numărul 1 a fost pus pe poziție. LED-ul verde este pus pe intrare, iar LED-ul roșu pe ieșire. Să alimentăm la 9 V. Minus și plus. Ar trebui să se aprindă ambele LED-uri. Exact. Dacă LED-ul roșu nu s-ar fi aprins, ar fi însemnat că tranzistorul este ars. Dacă LED-ul verde, spre exemplu, nu s-ar fi aprins, ar fi însemnat că LED-ul cu infraroșu este ars și așa mai departe. Deci am testat primul optocuplor. Să introducem al doilea optocuplor, LDA-102. Avem grijă la terminalul 1. Este notat, bineînțeles. Introdus. La fel, trebuie să se aprindă ambele LED-uri, și cel verde și cel roșu. 3, 2, 1. Da, se aprind ambele LED-uri. Următorul optocuplor, cel care are pe ieșire un tranzistor Darlington. La fel, avem grijă la terminalul 1. Am introdus pe poziție. Să verificăm și pe acesta. Da, e în regulă. Iar acum, ultimul optocuplor pe care l-am. În cazul acestui avem practic două optocuploare sub aceeași capsulă. De asta se vede că avem patru LED-uri. Două LED-uri pentru cele două intrări, iar celelalte două LED-uri pentru cele două ieșiri. Să introducem optocuplorul pe poziție. Introdus și să alimentăm la 9 V. Și este în regulă.
Cam aici se termină acest video privind măsurarea, testarea și prezentarea câtorva tipuri de optocuploare. Episodul acesta a fost făcut în limita cunoștințelor mele. Dacă am omis ceva sau am greșit ceva în video, puteți lăsa un comentariu în secțiunea de mai jos. Bineînțeles, în limita bunului simț. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!